Bună seara! Iată că ne întâlnim acum de data aceasta. Probabil o să facem o serie mai lungă și de astfel de webinarii și anume despre bazmele noastre populare, care sunt de fapt niște bazme inițiatice cu niște învățături foarte subtile, dar foarte puternice pentru noi dacă le integrăm și dacă le înțelegem. Și am hotărât amândoi să începem astăzi cu bazmul Fata Babei și Fata Moșului, pe care eu am să-l citesc înainte și apoi tu o să-l comentezi. Vrei să adaugi Și, ceva? Te rog. da, dacă te întrerup ca să explicăm. Da, ok, bine. Păi tu îmi spui când să mă opresc și da? Eu încep să citesc și tu, când mă întrerupi, eu să comentez. Că dacă facem la sfârșit, îți amintești cu greu Hai cuvintele. să facem pe etape, da? Da, Citim pe un etape, pic, la pas. știi? Da? Ok, bun. A fost odată ca niciodată un moș o babă. Amândoi aveau câte o fată. Dar aceste fete erau foarte diferite una de cealaltă. Fata babei era rea, leneșă, țâmnoasă și urâtă. Iar cea a moșului era bună, harnică, ascultătoare și frumoasă. Cum adică, Marius, omul rău este urât și omul bun este Este frumos? vorba despre ego sau diavol. Așa. Deci fata babei este ego-ul nostru sau diavolul. Și fata moșului este a moșului, a lui Dumnezeu. Fata lui Dumnezeu. Este bună, blândă, îngăduitoare, revenit, smerită, harnică. Da, deci fata babei avea calitățile divine, adică este sufletul, nu? Fata moșului. Fata moșului avea calitățile divine, este sufletul, iar fata babei era ego-ul, care Da, are da. umbrele care ne duce în... Da, bun. Fata moșneagului lucra toată ziulica și răbdea cu minte toate ocările babei și ale fiicei sale urecioase. Când mergeau fetele la așezătoare, fata moșului Stop, torcea... stop, stop. Deci răbdea. Răbda. Deci sufletul nu se apără. Asta e un lucru esențial de înțeles. Că în momentul în care noi ne apărăm, atunci am devenit diavol, dar instantaneu se întâmplă lucrul ăsta și ne și înfuriem. Deci furia dovedește faptul că nu am ieșit din iubire. Și nu mai putem să iubim, nu mai putem să... Deci ne despărțim mai mult. Deci că sunt diferite metode de despărțire de aproapele nostru care sunt acestea. Adică supărarea, ura, împotrivirea, rezistența, lupta, apărarea, judecata, critica, acuzația, învinuirea, condamnarea, vezi cât de multe sunt. Deci, practic, fata moșului se făcea cârpă. Vezi că spunea că răbdea și ceea ce îi făcea sora ei. Sufletul se face cârpă, sigur. Exact. Să Asta cred vedem că... unde ajunge cârpa, cât de departe ajunge cârpa. Da. Și unde ajunge cel care se împotrivește la viață. Da. Când mergeau fetele la așezătoare, fata moșului torcea până umplea un ciur cu fuse, pe când fata babei torcea cu greu câte un fus. Cum vine asta, Marius? Da, deci se dăruia până la capăt fără să se protejeze, fără să se apere fata moșului. Pe când fata babei, cu chiu, cu vai. Deci un lucru esențial, sufletul face voia celuilalt, nu face voia lui. Pe când ego-ul, diavolul, face voia lui întotdeauna și nu-i convine. Deci el se opune întotdeauna la ce pun alții să facă. Rezistă. Da, și atunci el face cu dăruire, slujește, nu contează cât trebuie să muncească, cât trebuie să-i slujească pe Sufletul, alții. da, știi de ce? Da. Are bucurie, pentru că el se încarcă cu energie subtilă. Se face toate poveștile așa importante pe sistemul Da. ăsta, adică Da. dezbatem la pas. Deci se Vezi? încarcă cu tot timpul cu bucurie. În momentul în care faci voia celuilalt și te lași folosit, tu te încarci cu bucurie. Dar ea înțelegea faptul că mai bine nu opunea să facă atât de mult și el știe ce mai bine de ce avem noi nevoie. Să vezi mai departe că, de fapt, o încarcă toate situațiile de viață, o încarcă cu energie așa de multă, încât, la un moment dat, din energia aceea multă, se va face un fiu de împărat.
Da. Deci Și oamenii nu au, zic că nu au noroc în viață, dar nedăruind ei n-au energie și n-au din ce să facă norocul acela. păi Din plinire. nu, că nu-l creează, pe Nu norocul trebuie creează. să ți-l creezi tu singur, știi cum e? Pică pară mălăiață în gura lui năduflează, sau vorba aceea populară a noastră, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac, nu? Trebuie tu să-ți bagi în sac. Cum? Căzându-te, lucrând, răbdând, slujind. Da. Deci, concluzia e că ea făcea totul cu dăruire și iată că reușea să facă un ciur de fuse întreg, iar fata babei nu reușea nici măcar unul, deoarece avea acele caracteristici ale ego-ului, nu slujea viața, nu? Da. Da, mergem mai departe. Iar când se întorceau acasă, fata babei sărea pârleazul și zicea fetei moșneagului să-i dea ciurul cu fusele sale și să-l țină până trece și ea. Iar când se văzu cu fusele în mână, o tuli repede în casă și le arătă părinților ce harnic a fost. Degeaba zicea fata moșului că ea a lucrat mai mult, nu a mai crezut-o nimeni. Dar au mai făcut-o și mincinoasă, sărind cu gura pe ea și baba și leneșea sa fiică. Cum vine asta? Îi lua munca. Așa se întâmplă și în ziua de astăzi? Da, Cei da. buni sunt... Ego-ul întotdeauna exploatează, fură, este neserios, se ascunde. Minte. Deci, minte, da. Asta este caracteristica lui. Pe cât sufletul este curat, curat, nu are nevoie să înșele pe nimeni și face ce îi se spune. Și atunci când oamenii au vălul pe ochi, normal că nu pot vedea frumusețea sufletului și atunci pot vedea minciuna egoului, nu? Pentru că au vălul acela iluzoriu. Sigur, da, ei trăiesc în minciună tot timpul pentru că se comportă ca fata babei. Nici nu-și închipui să fie ca o cârpă vreodată. Nu-și închipui să fie ca o cârpă ca fata moșului, adică să facă tot ce li se dă, ei se revoltă. Se revoltă, se răzvrătesc și răzvrătirea aceasta înseamnă diabolizare. Deci mereu se întărește diavolul. Deci el se întărește numai prin opoziție. Opoziție la ceea ce este la voia celuilalt. Când de fapt divinul este să faci voia celuilalt. Niciodată să nu te opui. Da. La joc și la toate sărbătorile din sat, fata babei era nelipsită, iar fetei moșneagului îi era interzis să ia parte. Moșneagul era un puțin cambleg, făcea și credea tot ce îi zicea baba, iar aceasta îi împuia capul cu tot felul de nezdrăvănii închipuite despre fiica sa. Toată ziulica turuia ca o moară stricată că fata lui e leneșă, neascultătoare, rea la inimă și că trebuie alungată de acasă. Cine este aici? Ego turuie toată ziua ca o moară stricată și spune vrute și nevrute. Da, și este viclean. Aici arată viclenia lui. Un alt Da. aspect al lui. Da. Este viclean ca un șarpe, lovește pe la spate, este răuvoitor întotdeauna și vrea să păcălească, vrea să minte și vrea să inducă în eroare. E diavol, efectiv. Exact, deci exact la asta mă gândeam, exact cum a venit șarpele în grădina Ghetsimani la Isus atunci. Deci exact așa, exact asta făcea și baba despre... Deci, atenție la femeie, aici putem extrapola puțin, femeia ascultă șarpele, pentru că ascultă pământul, datorită energiei mari care este orientată, care orientează spre pământ, spre amănunte, spre detalii. Din cauza asta, ea ascultă șarpele. Bărbatul nu ascultă șarpele, niciodată. El Bărbatul ascultă de ascultă cer. Dumnezeu. Dar Da. ascultă, e cu capul în cer, e cu capul în ochi. Da. Bună observație, da. Până la urmă, moșul nu mai răbdă și o trimise pe fata sa să-și caute de lucru pe undeva. Fata ce să facă? Porni la drum plină de amărăciune. La un moment dat îi ieși în cale o cățelușă tare slabă și bolnavă. Cum o văzu pe fată, o rugă. Fată bună, ajută-mă că te voi răsplăti și eu cândva. Fata o spălă și o îngriji cum putu ea mai bine.
Apoi ești văzut de drum. Hai să discutăm un pic despre asta. Da, este foarte interesant. Eu am mai întâlnit și am pus și într-una din cărți, nu mai știu în care, un fapt real pe care l-am luat dintr-o carte despre o prințesă rusă, nu mai știu cum o chema, A, mi-amintesc, mi-amintesc. Anastasia sau Alexandra, nu mai știu, prințesa rusă cu câinele, nu? Da, I-a da. murit soțul. Ea era baroneasă, ceva în gen, avea castele și a dat toate castelele cu banii pe care i-a obținut, i-a dat la sărmana, săraci, și ea locuia pe stradă. Da. Era maidaneză, trăia pe stradă. Dar în compensație, Dumnezeu, când cedezi materie, îți dă capacități deosebite, pentru că când cedezi materia, materia te ține în afară. Când cedezi materia, sufletul se retrage în fundal și am spus că pe la jumătatea distanței pornesc capacitățile astea senzoriale. Și ea căpătea capacități deosebite, oamenii veneau la ea și ca să îi sfătuiască, ca un duhovnic era. Și trăia pe stradă. Și o femeie bogată voia să aibă copii și nu reușea să aibă copii. Și s-a dus la această femeie a străzii să-i dea o soluție. Și femeia străzii a spus așa: du-te pe stradă și caută cel mai urât câine pe care îl găsești. Cel mai urât. Și așa a făcut. S-a dus și a găsit un câine bubos, fără blană, că îl mușcaseră toți, știi, cu șchiop și mai departe. Deci ceva care te înfioară, adică ți-e greu să ai grijă de un asemenea câine pentru un om care are de toate. Și l-a luat și l-a îngrijit pe câine și după un timp a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil. După un timp, după 2-3 luni de zile, ea a zis că nu are nicio legătură faptul că a născut cu faptul că a îngrijit un câine. Și l-a dat afară. În seara în care l-a dat afară, i-a murit copilul. Parcă în frumusețe în dar ai scris tu, cred că o să ajungem și acolo, știi că mi-amintesc povestea Da, că... și în situația asta am avut și eu ceva în familie, exact în situația aceasta. Bunica mea a avut un câine pe care bunicul l-a salvat, adică s-a salvat singur, de fapt. Era un vas sârbesc la Severin care a naufragiat și a salvat acest câine din vasul acela. Era un câine sârb, așa, era lățos, alb, pufos. Îl chema și Pufi. Și la un moment dat zicea că este bătrân și l-a luat și l-a dus la o distanță foarte mare în alt sat. Și câine, după câteva zile, s-a întors înapoi. După care l-a luat și l-a dus și la o distanță și mai mare. Și câine n-a mai putut să vină înapoi. În ziua în care l-a lăsat acolo, i-a făcut criză de cancer, a făcut cancer. Wow. Și în scurt timp a murit. Deci e legat de dăruirea noastră. Așa este. Exact ca în povestea aceasta care o discutăm noi acum. Deci avem nevoie să dăruim, pentru că oamenii, ființele din jurul nostru, ne solicită grijă, atenția noastră și noi dăruind, ei de fapt ne ajută, ne încarcă cu energie subtilă și ne dau viață. Dar noi nu știm. A dat câinele din casă, a murit. Pentru că s-a dus sursa care îi s o solicita tot timpul să aibă grijă de el. Da. Deci, aici este problema. Apropo de animale, am văzut și documentare și am citit și articole despre animale care își iubesc atât de mult stăpânii, încât uneori, în unele cazuri, când stăpânii se îmbolnăvesc de anumite boli, animalele preiau în subtil acele boli și îi vindecă pe stăpâni și mor ele. Îți dai seama, se sacrifică ele. Sigur. Câtă Și iubire! uite ce înseamnă dăruirea. Dar toate lucrurile astea aparent mici contează enorm în viața asta. La sfârșitul vieții vom vedea că au fost vâm. Da. Bunica nu mă lăsa să mănânc cais. Avea un cais mare în curte, cu caise mari și frumoase. Eu luam o prăjină din aia lungă și mai tădeam câte o caise jos. Și mă certa tot timpul. Nu mă lăsa. Când a murit,
Singurul ei regret a fost că nu m-a lăsat pe mine să mănânc aici. Și voia Wow. să vin de la București, era mic atunci, și voia să vin de la București să-și ceară scuze în fața mea. Wow. A zis că singurul lucru pe care îmi doresc și nu pot să mor. Deci ea nu putea să moară, este pentru că nu l-am lăsat pe mami să mănânce casă. Da. Și s-a rezolvat într-un anumit mod, nu știu cum s-a rezolvat, dar a plecat cu acest regret foarte mare. Deci, deci ocaziile din viață sunt ocazii care îți vin ca să elibereze energia, adică să scoți iubire din tine, să o manifesti. Pentru că cea care te ține în viață e numai iubirea aceea pe care o dai. Și nelăsându-mă pe mine, ea nu avea iubire. Și când a plecat, și-a dat seama că nu poate să urce. De la un mic amănunt. Și din cauza asta simțea nevoia să-și ceară scuze. Amănuntul ăsta cât este de mic, nouă ni se pare nesemnificativ. Dar pentru ei este enorm. De ce? Că Pentru s-a ce? blocat. Deci vama s-a blocat în locul acela. Deci noi repetăm, vămile. Când vin situațiile acestea și noi rezistăm, luptăm pentru binele nostru, sunt vămi. Și ca să poată să urce, se cere acordul celui căruia i-ai făcut un rău. Wow. Asta se întâmplă foarte frecvent între femei și bărbat. Deci femeia, ca să poată să urce, se cere acordul bărbatului. De ce? Pentru că bărbatul este cerul, femeia este pământul, bărbatul este sufletul, femeia este pământul. Deci sufletul este cel care decide. În cauza asta se cere acordul bărbatului, dacă femeia aceasta merită să urce mai sus. Și bărbatul spune, dar spune funcție de, vezi că aici e o problemă, dacă el e rănit, a fost rănit în timpul vieții de femeia aceea, este dificil. E dificil pentru că el nu poate să mintă. Sufletul lui nu va minți, va spune exact ce s-a întâmplat. Deci este foarte complicat. Noi credem că sunt lucruri de glumă și sunt sigur că femeile iau un batjocură cele din moderne, din ziua de astăzi, aceste lucruri, dar o să vadă ele la sfârșitul vieții. Știi cum este? Este exact în filmul American Beauty. În American Beauty pornește cu, arată secvențele cele 3 minute, care ți s-a, 3, între 3 și 5 minute, care ți se arată la sfârșitul vieții, toate vămile acestea, toate momentele prin care ai trecut, importante. Și spune personajul principal acolo, uite, prin acestea am trecut eu. Veți trece și voi, cu siguranță. Dar cred că nu vă dați seama de lucrurile acestea. Sunt extrem de importante. Deci, noi ne stabilim viața și moartea aici pe pământ. Fiecare moment al vieții este extrem de important și trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea, cum vedeam în povestea de aici. Adică o să vedem că femeia, fata babei, nu acordă nicio atenție cățelușe și mai departe la Da. toate încercările. Deci, Vreau pentru fata moșului este o ocazie de înălțare. Deci, pentru fata babei, pentru că nu știe, va cădea. Deci, se cade pe fiecare nivel. Cu fiecare provocare care îți vine din față, ai căzut. A venit un cățel, să vezi mai departe da. celelalte. Toate sunt vâni. Putem să spunem că această poveste, de fapt, este despre călătoria sufletului și a egoului. Clar. Sigur, Da. sigur. Vreau să te întreb, că ai spus că bunica ta, înainte de moarte, a simțit să-și ceară scuze de la tine și că îi părea rău. Oamenii, înainte de moarte, deja simt, nu încep să aibă cu câteva zile, simt că vor pleca și știu ce așteaptă, așa ai? Încep Da, să. sigur, sigur. Da. Deci o viață întreagă au desconsiderat și-au bătut joc de lucrurile acestea și la sfârșitul vieții își dau seama cât de mult au greșit. Da. Atunci nu se mai poate face nimic. Mergem mai departe. Merse un piculeț și văzu un păr înflorit, iar o mulțime de omii se înfructau din frunzele și florile lui. Părul o rugă și el pe fată. Fată bună, scapă-mă de omiți, că te voi răsplăti și eu cândva. Fata curăță părul de omiți și de uscături și își continuă mai departe drumul. Apoi, Deci, mai te rog. o clipă. Deci, acorzi atenție egală la toate elementele naturii și te oferi tu, nu e neapărat nevoie să-ți ceară oameni, te oferi tu să ajuți. Da?
Da. Și când își cer oamenii, nu refuz niciodată. Când cineva își cere ajutorul, nu refuz. Da, uite ce făceam eu. Când am construit mătușa mea acasă, că era în aceeași curte, mă duceam și până veneau muncitorii, făceam muncile lor singur, ca să le producă bucurie. Adică dădeam tot nisipul pinciuri, spre exemplu, făceam tot felul de munci pe acolo de construcții, știi? Fără să-mi ceară nimeni nimica și ca să-i bucur. Deci îmi plăcea foarte mult să le aduc bucurie. Când eram acasă la mama în București, făceam curățenie în casă, singur. Nu m-a pus în viața ei să fac curățenie, dar îmi plăcea ca în fiecare zi să fac curățenie. Și până și ciucurii îndreptam. Dădeam cu aspiratorul, ștergeam praful, totul era minunat. Când venea, stăteam cu ea la bucătărie și învățasem să fac toate tipurile de mâncăruri posibile. Deci, dăruirea. Când eram trimis la cumpărături, mă duceam la cumpărături. Deci, trăiam într-o continuă. Mi-a plăcut întotdeauna să mă dăruiesc pe mine pentru ceilalți și pe mine să mă ignor, să nu mă iau în seamă. Deci acesta este comportamentul corect. Nu este vorba de rugăciuni, de mers la biserică, nu asta, ci în viața de zi cu zi, tot timpul să dai întâietate celuilalt, să nu știi ce să faci ca lui să fie mai bine. Lucrurile astea mici trebuie rezolvate, că dacă nu sunt atinse acestea, restul nu înseamnă absolut nimic. Eu vorbeam astăzi cu măicuța despre rugăciune și despre ritual, pentru că ele sunt inițiate de un ego, dar nu se referă la suflet. Nu se referă la suflet. Sufletul nu este o manifestare a sufletului, este o inițiativă a egoului. Deci întăresc doar egoul. Sufletul este neglijat. Când ar fi foarte simplu, sufletul doar se supune. Nu are nevoie de un efort deosebit să se supună. Este natura lui. Deci nu are ce să învețe, nu e nevoie să faci un efort deosebit ca să ajungi să te supui. Te supui sau nu te supui? Slujești sau nu slujești? Dăruiești sau nu dăruiești? Asta este sufletul. Deci în natura lui el este întreg. Nu ai ce să înveți. El nu se poate ruga la el însăși. Nu se poate. El doar se manifestă. Singurul lucru care putem să facem este să-i dăm voie să se manifeste. Și asta înseamnă să faci întotdeauna voia celuilalt și nu voia ta, știind și înțelegând foarte bine că noi suntem o ființă comună, nu o ființă izolată. Deci noi suntem ca un întreg. Când facem totul pentru noi, atunci ne opunem Divinului și Divinul vine împotriva noastră prin viață și prin oameni și ne corectează. Toată suferința din viața noastră vine din faptul că ne împotrivim la ceea ce este, la ceea ce vine din față, care este Dumnezeu. Nu știm că din față vine Dumnezeu. Ne-a spus o doamnă avocat cu care am înregistrat acum 2 zile, a spus că am întrebat-o care este învățătura cea mai importantă din școala iubirii, care te-a determinat pe tine să schimbi viața radical, că a spus că viața în familia ei este schimbată total, soțul nu mai recunoaște și oricum era bun și înțelegător și înainte, dar acum este și mai bun. Toate problemele au fost la ea pentru că era critică și acuzatoare, reproșa și ataca. Și care a fost înțelegerea? Că din față vine numai Dumnezeu, în toate formele posibile, cu toate mușchile și pe toate palierele de vibrație. Asta este cea mai importantă afirmație. Dacă înțelegi lucrul acesta, nu mai ai cu cine să lupți. Și s-a terminat lupta. Și vine fericirea. Când nu te Da. lupți, ești fericit. Apropo de asta, am primit astăzi la unul dintre episoadele noastre frumusețe în dar un comentariu despre o doamnă care spune că de când am început noi să facem toate episoadele astea, a ascultat totul de Shangri-La, totul de frumusețe în dar și a zis că a pus în aplicare, a aplicat și că viața ei a devenit un miracol și spunea că ar dori să împărtășească cum i s-a schimbat viața și dacă poate să facă Sigur, și asta facem, sigur, din oricând. școala iubirii. Și am Da, spus să să-mi învețe și trimită. alți oameni să vadă că dau rezultate, sigur că da, oricând. I-am spus să-mi trimită numărul, i-am dat numărul meu și am spus să-mi scrie și o să o adăugăm. Bun. Stai Mergem puțin. da. Să văd ce zice o doamnă aici. Câte vieți a salvat domnul Marius, inclusiv pe a mea, și o să vă mulțumesc toată viața. Cred că știți și simțiți că vă apreciez. Da. Deci sunt oameni care, într-adevăr, aplicând aceste lucruri care sunt spuse de mii de ani, nu sunt noutăți, Da. se schimbă lucrurile. Foarte frumos, foarte frumos, așa este. Mergem mai departe. Mai târziu, fata a întâlnit în calea sa o fântână părăsită și plină de mâl.
Aceasta o rugă pe fată. Fată bună, curăță-mă, că te voi răsplăti și eu cândva. Fata îngriji și curăță fântâna, apoi plecăm mai departe. Cine scrie astfel de bazme, Marius? Cine scrie astfel de bazme? Ce fel de oameni scriau astfel de bazme? Sufletul nostru. Probabil și ei scriau bazmele, tot la fel, sub îndrumare divină, cum ni se dicta și lui Shakespeare, cum ți se dictează și ție, tot la fel, nu? Mesaje venite de dincolo de infinit. Bun, deci a ajutat și fântâna, a curățat-o, mergem mai departe, da? Petru Da. a văzut un cuptor de răbănat și murdar, care, bineînțeles, i s-a adresat și el fetei. Fată bună, lipește-mă, că te voi răsplăti și eu cândva. Fata se puse pe treabă lipind cuptorul cu lut, după care se spălă pe mâini și plecă să-și caute norocul. Deci, iată că viața, putem să spunem, i-a trimis foarte multe oportunități, da, de a se încărca cu energie, de a crește, pe care ea nu le-a ocolit, da, pentru ego ar fi părut, o să vedem mai încolo, ar fi părut groaznice și de neatins să facă așa ceva, dar sufletul a primit cu bucurie și a văzut toate semnele divine și a slujit viața de la fiecare. Putem să zicem că erau ca niște vămi toate Păi aceste. sunt vămi, așa arată Da. vămile. Deci situații din acestea deosebite care te solicită ori să te sacrifici, ori te sacrifici, ori nu te sacrifici. Da. Asta este înțelesul vămii. Și mergând fata zi și noapte, se rătăci într-un codru des, dar nu-și pierdu speranța. Într-un târziu, ajunse la o poiană unde zări o casă. O bătrână o întâmpină cu blândețe, întrebând-o cine este și ce caută în acele loc. Fata îi povesti cele petrecute, adăugând că a dorit ceva de lucru. Ai avut mare noroc că ai ajuns la mine, zise bătrâna. Eu sunt Sfânta Duminică și dacă ai să slujești astăzi la mine, mâine te voi răsplăti cum se cuvine. Ceea ce trebuie să faci este să înhrănești copilași, după care să îngătești bucatele pe care să le găsesc nici prea calde, nici prea reci, ci tocmai potrivite atunci când mă voi întoarce de la biserică. Top. Deci, celălalt îi punea condiții. Și, deci, indiferent cine este în fața ta, dacă spune condiții, accepti condițiile acelea. Pentru că nu omul spune condiții, ci Dumnezeu spune condiții. Aici e foarte important de înțeles. Deci, se arată cum totul, absolut tot, toată învățătura asta din școala iubirii este prinsă într-o poveste. Deci, tot ce vine din față trebuie acceptat așa cum este, pentru că nu vine de la oameni. Nu oamenii te solicită, ci Dumnezeu te solicită în funcție de nivelul tău de deschidere sau închidere pe care l-ai. Atașare, neatașare, orgoliu. Deci, toate provocările vieții sunt utile, sunt pentru înălțarea sufletului, avem nevoie, trebuie să ne ducem și să le acceptăm. Singura soluție este. Exact cum am pățit eu la experiența cu ușa. Când am întrebat ce trebuie să fac tu ființă să mă las pe mine tot timpul și a zis da, tot timpul. Deci în orice situație de viață, Dumnezeu cu vocea lui. E prima dată care, când am auzit cu vocea lui, tunătoare de s-a auzit în tot cartierul Baltalbă, închipuiesc tu în cartierul unde te afli să se audă așa o voce din asta, din cer, care este puternică. Deci este și îngrozire, este și uimire, nici nu mai știi cum este. Dar este fascinant. În lumea dincolo nu mi-a vorbit. În lumea dincolo l-am văzut, dar aici pe pământ mi-a vorbit cu vocea lui. Mi-a mai vorbit odată cu mașina de scris. Când mi-a zis, să știu că îți dorești ceva foarte mult, îl vei avea, cu toate că nu știu la ce îți va folosi. Dacă Dar pentru asta tine a fost. prima dată când mi-a vorbit cu ochii deschiși. Deci eram treaz, eram Da. în fața ușii. Mă gândeam și dacă pentru tine a fost îngrozire și uimire, nu știu cum ar fi pentru noi, care nu am interacționat și nu am văzut lumea de dincolo sub forma care ai văzut totuși și călătoriile pe care le-ai avut. Da. Chiar că nu m-a speriat. A fost puțin o sperietură când mi-a dispărut camera. Atunci a fost ceva sperietură, cu toate că eram mic, la 5-6 ani de zile, și nu eram eu așa de conștient, știi, de materie, de
Mi se Bine. părea că da, se poate, Normal. poate să dispară camera dacă vrei. Păi da, normal, erai copil și încă venisei cu și erai cu conștiința aceea nealterată de uman, de mai ales că aveai și amintirile, venisei cu ele, na, era normal și firesc. Bun, mergem mai departe. Când s-a întors bătrâna de la biserică, a fost foarte bucuroasă să-și vadă copiii atât de bine îngrijiți și toate treburile terminate. Trebuie să specificăm că noi nu avem cartea ca să citim, dar în carte se descrie că acei copii de fapt erau niște ligioane ale pădurilor, nu erau copii copii, ca să se știe. După ce a mâncat bucatele gustoase pe care i le-a Știi de ce? pregătit toate, Știi de ce? Pentru că dacă reușești să îl slujești pe cel care nu-ți place, care urâi la înfățișare și nu te atrage și ai fugit de el și totuși pe acela îl slujești sau cu care ai avut probleme și pe acela îl slujești fără discuție, atunci te înalți. Dar numai atunci. E metodă de înălțare asta. și iată să iubești și copiii altora ca pe proprii tăi copii. Încă Corect, o corect. învățătură. Da. Da, pentru că sunt mame care sunt exagerate, pun focus doar pe copiii lor și ceilalți nu contează. Vor suferi, vor fi dezamăgite Da. mai târziu. Da, iară mi-am amintit de materialul pe care l-am făcut la Șinca Veche despre copii. Ce frumos a fost materialul ăla. Dar e pe YouTube. E pe YouTube și... A, tu l-ai pus deja. Păi eu, mi se pare că l-ai pus și tu atunci, nu știu, că... Nu, materialul de la Șinca Veche din ianuarie, care l-am făcut noi despre copii. Cu Mona, care a primit ghetele de la mine, pe care nu le-am trimis eu, de care ți-am povestit. Da. Înțeles. Bun. Ai făcut o treabă bună, i-a spus Sfânta Duminică. Acum du-te în pod și alegeți o ladă drept simbrie. Care o vrei tu? Numai să nu o deschizi decât atunci când vei ajunge acasă la tatăl tău. Fata se suie în pod unde văzu o grămadă de lăzi. Unele erau mai vechi, mai urâte, altele mai noi, mai mari și mai frumoase. Modestă cum era fata, și-a ales lada cea mai urâtă și cea mai veche și a mers la Sfânta Duminică să-și a rămas bun. Cea mai mică. Da, cum așa, Marius? Păi asta este soluția. Deci ea fiind smerită nu avea nevoie de mai mult. Ea trăind ca suflet, sufletul nu are nevoie de materie și nu e interesat de materie. Dar luând lada cea mai mică, se va vedea mai departe ce se întâmplă. Deci a dat un semn lui Dumnezeu că lumea aceasta este o materia, nu este importantă pentru ea. Nu este pe primul plan. Numai acela care aduce acest semn, numai acela poate să fie fericit în viață. Care nu caută lumea. Cum zice Domnul Iisus, cine va căuta viața, o va pierde, cine va lăsa pentru mine, o va câștiga. Când văzu bătrâna ce ladă și-a ales fata, i se văzu pe chip că o lasă cu greu inima să se despartă de ea, dar nu avea ce face. Îi promisese fetei că poate lua tot ce vrea ea. O binecuvântă pe fată, care porni apoi spre casă cu lada în spinare. Stop! Da. Stop! Deci știa foarte bine că în lada aceea mică este cea mai mare comoară posibilă. Deci ceea ce este mic este de căutat. Toată omenirea aceasta, toată lumea aceasta merge spre mai mult, mai mare, mai frumos și mai departe. Deci merge spre iad. O să vedem mai departe că e vorba despre balaur și iad. Da. Deci oamenii, tot ce apreciază ei mai mult, casele, mașinile și banii, sunt iadul, se transformă în balaur, care îi vor înghiți. Cam Pe povestea. mine, pe mine, în această viață, toți pașii mici pe care i-am făcut mici și neimportanți pentru alții, m-au dus spre miracol și spre cea mai mare bucurie a vieții mele. Așa că sunt perfect de acord cu asta. Lucrurile și miracolele, lucrurile frumoase și adevărata frumusețe divină se vede acolo, în mic, în jos, în neînsemnat, în de nebăgat în seamă. Pe drum se întâlni din nou cu cuptorul, care acum era plin de plăcinte rumenite care umbiau pe fată.
Fata mâncă pe săturate și își puse și în sac ca să aibă pe drum. Mai? Stop. Da. Până. Deci, în momentul în care ea înainte s-a oferit, a Da, avut grijă de da. cuptoșan, ea a venit înapoi. Deci, asta este o regulă a naturii și a Universului. Universul se întoarce înapoi ceea ce ești tu. Deci, Nu noi ne plângem este. degeaba că că nu primim nimic. Nu primești pentru că nu dai. Și încă o chestie, Marius. Ea s-a încărcat cu energie subtilă cât a Da. slujit și a putut să mănânce acele plăcinte și Dar a avut din așa ce? Că primim s-a din avut ceea ce energie. dăm noi. Da. Exact, a avut de unde. Deci plăcintele ți le-ai dat singur. Exact. Mai încolo, văzut și fântâna curățată de ea, care acum avea apă limpede și rece, și pe marginea ei erau două pahare de argint din care fata bău și apoi le luă cu ea. Și părul arăta mult mai bine decât data trecută și când o văzut pe fată își lăsă în jos crengile pline de fructe zemoase ca fata să mănânce pe săturate și să îi se culeagă cât de poftește. Cățelușa o întâmpină voioasă și sănătoasă, purtând la gât o salbă de galben pe care i-o dărui Fel. Deci, iată că în urma acestei călătorii inițiatice, să spunem, nu? O călătorie inițiatică a sufletului, care a trecut prin multe vămi și n-a căzut pradă egoului, iată câte miracole a întâlnit fata Babei. Cum este, Marius? Putem să creăm miracole slujind și fiind acolo unde este cel mai jos? Păi numai așa putem să fim fericiți în viață dând mai mult. Că noi primim din ceea ce dăm. Dacă nu dăm, nu primim. Cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Dar nu este problema asta cu mai mult. Trebuie să dai mereu fără să aștepți nimic în schimb. Exact. Fata moșului așa a fost. I-a ajutat fără o răsplată. N-a așteptat o răsplată. Și Pentru că atunci va veni o ea răsplată, că nu o aștepți. da, pentru că așa era ea, asta era natura ei divină. Să Când a zicem dărui, devine natura ta și felul tău de a fi. că suntem niște persoane pline de ego, pline de aceste umbre. Dar dacă noi, văzând învățăturile tale și astăzi poate mai forțat încep să aplic, poate nu simt 100% cu adevărat lucrul ăsta, dar fac un pas și încep să aplic. A doua zi fac la fel, a treia zi fac la fel și după aceea, dintr-o dată, descoper că de fapt devine din ce în ce mai ușor și nu mai vine niciun blocaj și nu mai simt nicio opreliște și de fapt îmi dau seama, descoper că aceasta este natura mea divină, nu? Deci eu cred că oricine are o șansă să ajungă la asta, indiferent câte ori fi acolo și cât. Nu, Marius? Da, Dacă oricine poate. ai voință și dacă dorești să te manifesti pe calea sufletului, punând-ți așa, Dar să știi privești. că până și sănătatea ta depinde de asta. Deci cu cât dai din materia, când dai, faci spațiu gol. Deci dai eu și primești în schimb o energie înaltă vibrațională care înseamnă, e magică, din ea se fac toate situațiile de viață. Deci inclusiv sănătatea și fericirea ta. Deci noi nu putem să avem sănătate și fericire pentru noi și pentru copiii noștri dacă nu facem golul ăla. Deci suntem obligați să slujim, să dăm eu acesta. Că părintele Arsenie Papaciuc l-a întrebat odată un report, deși, hai spune părinte, acum ceva de un cuvânt de înțelepciune și l-a zis așa, dai eu și iei putere. Deci în momentul în care noi dăm eu nostru, adică interes, ce înseamnă eu? Interesul meu, binele meu, satisfacțiile mele. Când dau eu meu, avantajele mele, când dau eu meu, atunci primesc putere divină, ceea ce înseamnă sănătate, fericire, rezultate bune la copii, totul ține de chestia asta, de acest sacrificiu de sine. Deci viața noastră, ca să fie frumoasă, noi trebuie mereu să ne lăsăm pe noi exact ca fata moșului. Să slujim, să fim slujitori. Că nu întâmplător, doamna cea de la spitalul de cancer spunea că îmi pare rău că o viață întreagă nu mi-am dat seama că am pățit chestia aceasta pentru că eu am slujit prea puțin oameni. Deci de aici vine exact fata moșului. Deci dacă nu slujești, nu faci golul acela, n-ai din ce să ai sănătate. Adică dacă omul tot timpul, că asta face omul model și este îndemnat de media, de toată lumea, Da. caută, fă-ți bucurii, fă-ți satisfacție.
caută satisfacție, să te bucuri, să te plimbi, să nu știu ce. Deci omul, dacă nu are energie subtilă, el moare. Și stăpânii lumii știu chestia asta foarte bine. Dar oare prin tot ceea ce se întâmplă acum, ce se urmărește scăderea populației, Marius? Asta este ceea ce vedem noi. Pentru că sunt restricțiile, după aceea stăpânii la lume sunt și în poziția cealaltă, cei care critică, pentru că important este să lupți. În momentul în care lupți, noi ziceam, discutam despre fermele umane, adică omenirea este construită pe grupuri umane mari, care se numesc ferme. Și în momentul în care, prin media, oamenii sunt scindați, adică divide timpera, sunt împărțiți în tabere și se luptă unii cu alții, important e ca fiecare tabără să se luptă cu altă tabără. Pentru că în Să fie luptă, el luptă. cedează energie subtilă. Exact. Și el cedează energie navibrațională și intră în iad. Deci este, în sine, chiar lucrul acesta este o metodă de extinție în masă. Dar cad pradă întotdeauna cei care dintotdeauna au căzut pradă. Pentru că majoritatea populației este puternică credincioasă, dar întotdeauna a fost așa. Deci nu este problemă. Greșeala noastră este că mereu visăm la majoritate, să că lumea, zicem acum, lumea s-a schimbat. Stai puțin, că niciodată nu s-a schimbat lumea. Lasă că doar o mică parte din ei vor putea să înțeleagă, să fie desprinși, să se distanțeze de materie, să înțeleagă despre ce e vorba. Nu este nevoie ca toată lumea să înțeleagă. Nu toată lumea o să ajungă în rai. Este firesc că nu toată lumea trece examenele. Gândește-te că Pământul este un fel de școală unde se dau examenele tot timpul, nu? Vămile astea care zicem noi sunt examene foarte importante pentru a intra în zona de sus, dincolo de fluviul de gânduri, să trecem spre, să ne apropiem de tronul Tatălui Ceresc, pentru că acolo sunt vibrații foarte înalte și nu pot fi suportate. Deci omul care este egoist, trufaș, mândru, orgolios, el nu poate suruce sus. Acolo pentru că el este legat de materie. Materia este o energie joasă. Acolo sunt energii foarte înalte. Deci trebuie să te descotoroșești de materie, să scapi de materie, să te desprinzi de ea ca să poți să te ridici. Oamenii din ziua de astăzi, nimeni nu vrea să renunțe la nivelul la care a ajuns. Atunci asta este. Deci ei se autocondamnă. Ei pun mai mult preț pe lumea aceasta decât pe lumea de dincolo. Deci nu, de fapt, educația lor nu este în genul acesta. Educația lor este foarte slab, se vorbește foarte slab și se explică despre lumea de dincolo. Eu ziceam că ar fi interesant ca biserica care deține aceste adevăruri, are sfinții părinți, are cărți și mai departe și are oameni care sunt cunoscători al acestor adevăruri, al acestor taine, să le explice oamenilor despre lumea de dincolo, ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce zice Ioan Scăraru, despre scara Raiului și mai departe, să înțeleagă despre ce vorba și mai trebuie să facă cursuri despre feminism. Adică să fie o contrapondere la atacul care se face asupra omeniei, pentru că omenirea moare datorită acestui feminism, pentru că nu înțeleg. Femeile nu înțeleg și măcar acele care sunt, zic că sunt credincioase, măcar acelea să li se explice despre ce vorba, ca să se facă niște nuclee de adevăr care se poate să se răspundească mai departe. Dar faptul că tace și nu face nimic devine complice. E complice la fenomenul de distrugere a Așa omenirii. e, Marius, că în momentul în care știi o situație și așa, și dacă tu taci și nu, așa ești, devii și tu complice? Păi bineînțeles, și la ieșirea din corp, chestia aia este obstacolul fenomenal peste care nu se poate trece. Deci, complicitatea asta la un fenomen mare, la un fenomen de extinție în masă mare, adică răul pe care îl faci la mulți oameni, te-a blocat în zona cea mai de jos. Cei care sunt în zonele de putere, cred că sunt într-un veselie, știi că fac rău la oameni, că așa li se spune și mai departe. Dar ei nu știu că devin complice, cu cât afectează mai mulți oameni. Ei sunt nevinovați, inconștienți, neînțelegători și mai departe. Dar cu cât li se face mai mult rău la mai mulți oameni, cu atât mai jos vor merge dincolo. Cu atât mai jos. Deci au iadul asigurat în zonele cele mai dureroase și mai periculoase. Asta este. Să citim Bun. Ilie Cioară, Moartea Morții și Desăvârșirea. Da. Când a ajuns acasă, fata moșului a deschis lada împreună cu moșneagul. Și ce să vezi? Din lada au ieșit herghelii de cai, cireți de vite, turme de oi și alte nenumărate bogății.
Moșul s-a bucurat nespus, însă baba nu mai putea de ciudă. Fata babei se pregăti pe loc să aducă Stai, și ea stai. bogăție acasă. Stai-mă un pic, că mai e doar câteva cuvinte. Cum spera, mai mult decât fata moșneamă. Deci asta este soluția. În momentul în care tu sari în ajutor a tot ceea ce există, în mod egal, fără niciun fel de jenă, fără să te aperi, fără să te protejezi, te duci și te supui oamenilor, te supui părului, mărului, te supui cuptorului, nu? Fântânii și mai departe, și balaurilor pădurii, deci fără niciun fel de jenă, te supui, tu faci golul acela. Cu cât este mai grea încercarea din față, cu cât te-ai abandonat pe tine, cu atât spațiul acela devine mai mare. În spațiul gol vine Divinul care îți îndeplinește orice dorință și orice vis. Probabil că moșul avea aceste vise, nu să aibă vaci și așa mai departe, nu? Da, exact, Iar fiindcă... am îndeplinit visele automat, că se îndeplinește automat, că numai prezența lui Dumnezeu îți dă. Deci noi trăim într-o stare de bas. Viața noastră este ca un bas, dar nu ne comportăm ca într-un bas sau ca o poveste, că nu înțelegem nimica. Deci în momentul, nu înțelegem că ce mai bine ar fi în momentul în care tu te lași, susții pe ceilalți și atunci viața îți dă tot ceea ce visezi. Dar aici apare o problemă. Trebuie să fii atent să nu te lipești. Că ți se înclină, vine la picioarele tale și stă în genunchi în fața ta, viața, și îți dă tot ceea ce visezi, dar trebuie să nu iei plăcerile care ți le oferă ea, că dacă le iei, te prinde, te capturează și apare sentimentul de teamă, frică, te atașezi și pornește din nou desprinderea. Deci este foarte periculos. Trebuie să rămâi acolo desprins. În momentul în care rămâi desprins, nu mai vii înapoi. Deci când te duci numai de dincolo, nu mai este nevoie să mai vii înapoi. Că nu mai ai ce să scazi la tine. Deci ca să poți să nu mai vii înapoi, trebuie ca în viața de aici să fii așa de ferm și așa de hotărât și niciodată, niciodată să nu mai revii la vechile obiceiuri. Adică noi trebuie să ne păzim de tot ceea ce lumea dorește. Asta e paza noastră, cel mai important. Toată lumea vrea comunitățile, bunăstarea, de ăla trebuie să fugi, pentru că ăla sunt ca o plantă carnivoră sau ca un nisip mișcător care te înghite. Da, deci asta e. Noi trebuie să ne ferim de viață, să nu ne ducem prea mult spre ea, pentru că ne înghite, ne capturează. Exact ce a pățit acel om prima dată, când el s-a întors spre realitatea din jur, a năvălit spre el, s-a ordonat în propoziții și a început să vadă. A fost așa de fascinat de ceea ce a văzut, încât nu a mai putut să se mai întoarcă înapoi. S-a întors spre divin, l-a pierdut. Deci noi suntem pierduți. Noi trebuie ca să refacem drumul înapoi spre Dumnezeu și avem ca sarcină fiecare din noi să facem lucrul ăsta și se poate și putem, că Domnul Iisus a zis, nu vă fie teamă, eu am depășit lumea. Deci lumea poate fi depășită, dar trebuie mereu să te opui mai mult binelui tău. Să nu vrei binele tău, să nu luți pentru adevărul, pentru dreptatea ta. Întotdeauna când cineva te chinuiește, te scuipă, te bate, te calcă în picioare, te înjosește, te umilește, acela îți distruge ego-ul de a salva sufletul și să zici mulțumesc, Doamne, nu? Că mi-ai salvat sufletul. Deci tot ce este neplăcut de fapt, tot ce nu ne place nouă este divin. Da, mi-a plăcut foarte mult cum ai povestit. Când, acum în webinarele care le-am avut noi la Șinca Veche, noi ai povestit de Adam și ai văzut, a fost foarte interesant și a fost foarte benefic că am făcut așa, pentru că ai văzut ce diversificate au fost întrebările, foarte diversificate, o Mi-a gamă. plăcut cea cu linia continuă. Da. A A fost, da. fost și mai frumoasă dintre... Da, simplă, dar uite, vezi că totul te... Că regulile sunt puse de Dumnezeu și dacă nu respecti regulile, este ca și când nu le-ai respectat pe el. Și iar ieși în conflict. De la o simplă călcare a linii continue, intri în conflict cu Divinul. Exact, cât de simplu, da, și cu taxele de plătit și cu tot, da, a fost foarte frumos. Și apropo de asta, Uite, noi azi vom... dau o poveste cu taxele. Reală. Trebuie să caut cartea, nu știu cum am. Pe partea, Până în altă atunci parte. o să spun eu, o să le spun sufletelor că în data de 26 noiembrie
de la ora 16 la ora 20, în data de 27 noiembrie, de la ora 9 la 12, noi vom avea un program online pe care o să-l punem și pe pagina ta și pe pagina mea pentru cine dorește să se înscrie. Tema este despre familie, ce vor femeile, ce vor bărbații, dar bineînțeles că vor fi și întrebări care vor fi diversificate și vom lăsa să curbe exact așa cum a fost și la Șinca Veche. Ai văzut câte subiecte s-au atins. Ai găsit, Marius, ce vrei să împărtășești? Da, deci vreau să spun o poveste mică, reală. Da. Am impresia că prin Australia, un om de afaceri cam făcea evaziune fiscală și nu prea mergeau afacerile deloc și era în poziția de a da faliment. Și atunci el s-a gândit că probabil că este legat de faptul că nu prea dăruia. Tot timpul avea situații de genul acesta, oamenii cerau bani și el nu avea de unde să dea. Atunci ce a făcut? A luat o bancnotă de 100 de dolari, a schimbat în bancnote mici de 1 dolar, a dus în piață și a început să dea din bancnotele respective. Și apoi, prima zi, a doua zi, mereu, în fiecare zi făcea lucrul acesta. Și după o lună de zile, ca prin farmec, deci povestea adevărată, afacerile lui au început să s-au schimbat complet și nu a mai dat faliment. Dar de atunci el a plătit regulat taxele și impozite. Deci să respecti o regulă pe care este pusă de divin și este spre folosul nostru, că de fapt ne atinge sufletul, ne scade orgoliu și ne atinge sufletul și ne dimensionează cumva să nu fim așa de lacom. Exact. Să-i dăm cezarului ce e a cezarului și lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu. Și mergem mai departe. Și-a plecat fata babei de acasă în acea călătorie inițiatică. Pe drum s-a întâlnit pe rând cu cățelușa bolnavă, cu părul plin de omizi, cu fântâna părăsită, cu cuptorul nelipit, care toate i-au cerut ajutorul, însă fata cea leneșă și rea și încrezută nici nu le-a băgat în seamă și și-a continuat mai departe drumul. A ajuns și ea la Sfânta Duminică și s-a purtat foarte obraznic, dar dânsa, fiind bună la suflet cum era, a primit-o ca și pe fata moșneacului, spunându-i ce are de făcut. Fata babei a pregătit o baie fierbinte de a opărit pe toți copilașii bătrânei care strigau și plângeau de durere. Și bucatele pe care le-a gătit erau arse și sleit. Cum așa, Marius? Cum a făcut aceste lucruri? A ignorat tot ceea ce i-a venit în cale? A fost obraznică? Deci trebuie să înțelegi că ce ne vine în cale este divin. Și cuptorul, și părul, și cățelul, toți balaurii pădurii, toți sunt Dumnezeu. Comportamentul nostru față de ele, chiar dacă sunt obiecte neînsuflețite și mai departe, sunt tot divin. Este tot divin acolo. Adică este tot o lecție divină. Care îți măsoară ție cât de darnic ești, cât de smerit ești, cât de săritor ești pentru ceilalți. Deci cât de bun ești, bunătatea, blândețea pe care o ai, înțelegerea pe care o ai, dăruirea pe care o ai, pentru că un om care se smerește este un om bun. Un om bun care nu știe ce să facă ca celălalt să fie mai bine și îi dă întâietate celorlalți, îl pune pe primul plan și nu știe ce să facă ca să fie fericit. Deci fata moșului a căzut la toate examenele care i s-au dat în față de către divin. Și noi în Fata viața ba. de zi cu zi avem același tip de examene, nu? În care sunt de solicitat să fim săritori, să-i ajutăm pe ceilalți, îi ajutăm să nu-i ajutăm. Că cum ai spus tu, ai povestit că ai avut o femeie astrăzi pe care ai luat-o acasă, ai dat să mănânce Da. și mai departe. Deci, Care mi-a schimbat viața. Deci perioada aia, pentru mine, mi-a schimbat viața. Pentru totdeauna. Tot ce am făcut în perioada aia pentru oamenii străzi și pentru tot, pentru că am făcut-o cu atâta bucurie și cu atâta iubire și cu dăruire, fără să mă gândi nici prin cap, nu-mi trecea că ceea ce fac eu mă încarcă pe energie divină și unde o să mă ia Dumnezeu să mă ducă și să mă pună și să mă... Niciodată nu m-am gândit la așa ceva, deci niciodată. Și iată că s-a întâmplat, noi s-a... credem că este un om al străzii, dar este chiar Dumnezeu sub masca respectivă care ne verifică pe noi. Ne Exact. încearcă. Da.
O să mai spun un lucru. Te rog. La Plafar era o firmă pe timpul când aveam Plafar. Era în situație de faliment. Și patroana a făcut un lucru interesant. O parte din produse erau produse cosmetice, le-a dat undeva, voia la mărului sau nu știu unde, nu mă pricep bine, undeva unde erau copii, un părinte, luase copii de pe stradă, nu? Da. Pierduți așa și avea grijă de ei acolo și Da. le-a trimis acolo cutii cu șampoane, cu săpunuri, nu știu cu ce aveau ei, ce avea în surplus, pentru că era în stare de faliment. Și deodată brusc s-a restabilit toată firma din senin și n-a mai falimentat. Ce frumos! Deci cum îți arată Dumnezeu? Vreau să spun că eu înainte de tabără, chiar înainte de tabără COZI, în ziua aia am întâlnit numai cerșetori, numai, dar pe care nu-i cunoșteam și am dat la toți. Ba de mâncare, ba de ce am simțit eu acolo. Apoi am mai vândut o pictură din cartea lui Rumi, care, picturile acelea pe care le-am făcut, și am donat jumătate din bani către familia pe care o susțin eu, copilașii care, din picturi ce fac de trimit lor. Și vreau să spun că de-abia după aia am realizat, când m-am întors acasă, când am ajuns acasă, pentru că am avut o tabără miraculoasă, o tabără atât de frumoasă și ni s-au deschis drumurile și peste tot am întâlnit numai oameni frumoși, oameni iubitori și gazdele unde am stat și locul și când am mers la șinca veche. Deci atât de frumos a fost o tabără, atât de reușită și de voie bună și de iubire, de dumnezeire. Și când am ajuns acasă după aia la o zi, adică ieri luni, stăteam și mă gândeam așa, zic, Doamne, dar ce a fost în ziua aia de m-am întâlnit eu cu atâția cerșetori și eu am vândut pictura exact atunci și am trimis bani exact atunci și apoi mi-am dat seama că uite cum a fost, mi-a trimis Dumnezeu ca să pot să mă încarc cu energie, ca să pot să susțin acel eveniment și să ne susțin acel eveniment. Deci, exact asta, ăsta a fost răspunsul. Și așa a fost. Bun. Sfânta Duminică se sperie după ce văzu că se întoarse de la biserică și văzu ce dezastru crease fata babei. Dar nu o certă pe fată și o lăsă să se urce și ea în post să-și aleagă o ladă. Fata și-a ales lada cea mai mare și cea mai frumoasă, care nu era nici pe departe răsplata meritată pentru munca depusă, și plecă cât mai repede, fără măcar să-și a rămas bun și să spună mulțumesc. Cum facem Spune-mi. toți, de fapt. Căutăm ce mai strălucitor, mai frumos, mai mare și acela este, de fapt, balaurul. Și credem că ni se cuvine și nu spunem niciodată mulțumesc pentru nimic, credem că totul ni se cuvine. Ajunsă la cuptor, a văzut plăcintele, dar când s-a apropiat să guste din ele, s-a ars la mână. La fântână a vrut să-și potolească setea, dar paharele au dispărut și apa a secat. Moartă de foame, a vrut să culeagă din perele minunate, dar părul a crescut atât de înalt și înalt și înalt și fata nu putea să ajungă la fructe. Cățelușa a venit spre ea cu salba de aur legată la gât, dar când a încercat să o atingă, a fost mușcat. Cum așa? Poate fetei moșului s-au dăruit toate bogățiile și ei nu i A s-au. răsplătit-o, deci a primit înapoi ceea ce a făcut. Neglijența ei a venit înapoi să facă unei mușcături. Deci asta înseamnă, Marius, că fiecare acțiune noastră, fiecare sămânța noastră de noi, Acțiune. vom colege înapoi roadele sale? Exact, prin ceea ce dăm. Exact. Sosi acasă, obosită și flămândă, și se repezi împreună cu baba să deschidă lada cu bogății. Dar din ladă au ieșit numai balauri care le-au înghițit pe fată și pe babă. Fata moșneagului apoi s-a măritat cu un om bun și harnic ca ea și au trăit cu toții fericiți, bucurându-se de bogățiile pe care le aveau. Sfârșit. Observi, bun și harnic. Deci, Da, care sunt care... calitățile care dau stabilitate unei familii? Bun și harnic. Dar ca să fie bun și harnic, trebuia să fie ea bună și harnică. Păi exact asta spune un bărbat bun și harnic ca ea.
Asta înseamnă că femeia are întotdeauna în viața ei Bărbatul care îl bărbatul merită. Care exact merită. după cum e ea, nu? Este foarte clar. Ce frumos! Câte învățături și câte conștientizări ne poate aduce, uite, un baz. Le luăm pe toate, așa, Da, încetul. sigur, sigur. Facem așa, câte un episod din frumusețe în dar, câte un episod din basme și așa, așa ajungem ușor la pensie. Ajungem să citim basmele și noi. Dar foarte frumos, da, exact. Știi că ne reamintim și noi, clar că Dacă ne. poți să găsești versiunile originale. Da, o să caut Sau înainte. poți să iei o carte la bibliotecă cu cărțile respective. Da, o să caut, o să mă interesez. Păi te gândești ce baz vrei să facem data viitoare și mă uit să caut versiunea originală. Care mai tu? Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de bani. Uite, da, că și ăla e fain. Super, da. Bine, înainte să încheiem, vreau să le spunem sufletelor că noi în decembrie o să avem o tabără la acea pensiune minunată unde am fost și în ianuarie. Începe pe data de 16 și se termină, este vinerea și se termină pe data de 18 și cine dorește va putea să vadă evenimentul atât pe pagina mea cât și pe cea lui Marius. Deja jumătate din tabără este plină, s-au înscris zilele acestea și poate Marius, dacă o să fii de acord și tu și dacă Ovidiu este acasă, poate îl mai vizităm cum l-am vizitat atunci. Sigur că da, îl sun dinainte. Da, îl sun și vorbim Îl și vizităm. să avem o întâlnire și cu el, că și el s-a Da. bucurat foarte mult Să când pui ne-a văzut. acolo la ce oră crezi tu de cuvință o vizită pentru el. Da, o să pun. Bine, bine, mulțumesc, Marius, seară frumoasă! Să frumoasă, mai bine. Pa!